Linia de 7 metri, el a mai transformat o astfel de execuție chiar la primul gol al partidei. Ratează, apără Mohsen Babasafari, o aruncare sus la brațele portarului. Partidele anterioare din campionatele în care a antrenat pe Timișoara. O pătrundere în Inter și este 7 metri. O pătrundere frumoasă. Pop, pătrunde, nu care joacă și centru. Beneficiază acolo foarte bine de blocaj de Mania Grbovici. Aruncă, dar în antebrațul lui Mohsen Babasafari. Acțiune de contraatac rapidă. Aruncă în bară, din nefericire pentru echipa sa, Vuk Milošević, și este parada lui Mohsen Babasafari. Trei ratări alternos. Vuk Milošević găsește în diagonală aruncarea. Luptă pentru minge acolo după ratarea lui Alin Roșu. Baba s-a vrat, latura fizică nu e așa, contează foarte mult. Suntem aproape de minutul 20. Sanvel Aslanian fentează aruncarea. Apoi vine din nou prelungită a steliștilor, care au 5 goluri avans pe tabelă. Aeriană pentru extremă. Ratare uriașă, dar oricum egal, în vreme ce buzoienii au avut 2 victorii și o înfrângere. Sanvel Aslanian, bună această acțiune. Unghiul era aproape inabordabil pentru atacul porții la Sabin Milošević. Pop, Sabin Constantina, Cristo Milošević se înalță. Mohsen Babasafari, imediată este acțiunea de contraatac. Pop, pătrunde, nu se acordă nimic. Covani, până acum l-am scris Interul Georgian, interceptează apărătorii de la deasupra Constanța, se joacă pe contre. 3 goluri marcate de el. Transportă mingea pentru Constanțeni în jumătatea cealaltă și bine creionat, bine pregătit la antrenament. Poate a echipelor de handball de la Constanța. Buzăul poate să reconfrescă partida de aici. Iarăși Andru pentru Delfini, foarte bună pasa pentru penetrarea. Ciprian Șandru. Constanțenii câștigă secunde importante. Din nou Șandru la scorul de pe tabel. Șandru încearcă să ocolească Mohsen Babasafari.
de la 7 metri a acestui meci. Suntem în minutul 2 al jocului. Moxen Baba Safari, excepțional, vede, există basket, fotbal, echipa Șep și Oeșca, sporturi individuale, karting, este un circuit foarte frumos la Târgu Cârma acestei partide, nu se putea vorbi despre câștigare, minutul 7, chiar dacă aveai două goluri avans. Ori poate elevii lui Viorel Ciubotaru sunt afectați într-un mod nu pozitiv de faptul că știu Focșeneană, care îl are pe Ișvan Eroș acolo. O aruncare pentru varietate. Liviu Mironescu aruncă, dar unghiul nu era unul prea ofertant. Emilian Marocico a reușit să scoată acolo. Paradă și din partea lui Mohsen Baba Safari, cel care apără pe pătrunderea lui Mănescu. Baba Safari a fost blocate bine de apărători, faza n-a mai avut continuitate. La intercepție au jucat în 5+1 buzoieni această fază de apărare și Baba Safari, excepțional. Iată-l pe Baba Safari, așteptând și parând cu brațele aruncate. Nu a reușit decât prin fault. Foarte bine pătrunde. Însă forțează în atac, își busculează adversarii. O lansare lungă a portarului, dar Mohsen Baba Safari face. Mohsen Baba Safari încă o dată impecabil în trebuturi. Angajarea lui Dumitrana pe pivot n-a funcționat. În schimb, merge bine acest contraatac până la momentul finalizării. Mohsen Baba Safari apără în fața lui Mădălin Țuțu. A și încasat însă o minge undeva în zona urechii, foarte dureroasă. De intenție, cu pasă la extremă, acum Macrișin intră în acțiune, linia de 9 metri. Macrișin pasă iarăși către colț, dar Baba Safari apără excelent în fața lui Filip Mari. Meciul transmis de Postul Public, de TVR2, conduce Dinamo în fața celor de la CSM București cu 25-18. Mohsen Baba Safari lasă pentru formația din Focșani. Mohsen Baba Safari, gol marcat și de buzoieni, Ionuț Oprea este autorul, 18-13, recuperează buzoieni, mai a adus în termeni decenți diferența de pe tabelă. Însă apărarea este foarte rarefiată, ați văzut cât spațiu a avut acolo pentru atac Valentin Pătru. Mohsen Baba Safari face însă minuni în trebuturi. Este de departe Mohsen Baba Safari.
Ce pentru echipa din județul Moldav. 4 puncte. Acele testări împotriva infectării cu COVID-19. Urez viteză la acestei combinații. Echipa lui Alin Bondar, probabil aceasta bările porții sale. Aici e Moxen, 17 la 14. Pentru extremă, apără însă și Moxen, actor de joc de mare valoare, cei de la Vaslui. Petre încearcă a Mihăiesi pentru a Catrinei. Acesta aruncă, dar pune Rână. 7 metri, Liviu Mironescu îl împiedică pe Popa în timpul zborului efectuat de extremă. Da, iată, e o acțiune șmecherească, permiteți-mi termenul, al lui Liviu Mironescu. Din aeriană, după combinația cu Liviu Mironescu, Kasatkin, foarte bună recepția mingii, dar ce păcat pentru pintă a lui Rână de pe partea stângă, 25-21, ratează foarte, 24, Petre, Kasatkin, 7. Andrei Popa, cel care a început foarte bine cu 4 goluri, după care s-a stins, dar Taramâșev aruncă în bară. Finalizare a lui Shakunos Rati, care a primit acea minge de la Alaharam Esteki. Shakunos Rati de la acest turneu, pentru că i s-au descoperit în sânul lotului cazuri de COVID-19, Vuk Milošević. Mai sunt meciuri care se joacă, unul dintre ele chiar în paralel cu cel de la Shepshi Arena, la sala Katisavo. Este în dispută partida din Grigoraș de două ori la rând în faza anterioară, dar fără a reuși să îl învingă. Rumoa 14 este de departe cel mai spectaculos prin prisma combinației pe care am văzut. 8 goluri înscrise de Zanfir Dumitrana pentru Buzoeni, aproape cât 18 la 11, Leo Rână, autorul acestui gol. Forțare în atac, Tu Gheorghe. Este acolo o neregulă a atacanților. Și bravo, Miro! Moxen Baba Safari stă foarte bine lângă bară, Miro! Închide unghiul acolo. Handbalul Sport Național, vedeți și pe panourile publicitare din preajma terenului. Moxen Baba. Aruncare de la Schult, Moxen Baba Safari apără. 16-30, acestea sunt meciurile programate. Deci handbaliștii suceveni. Acum atacul succesiv merge până în extremă, dar este Nosrati, n-a reușit să recepționeze mingea de la Alaharam Esteki, cei doi iranieni, și contraatacul parează. Moxen Baba Safari scoate această decizie favorabilă echipei sale și îl aduce la linia de faul pe Iraklik Bilashvili, care aruncă direct în Moxen Baba Safari. Se confruntă pe parchetul Shepshi Arena din Sfântul. Scoate Moxen Baba. Reșița a câștigat prima repriză, deși cu 4-5 secunde înainte de pauză, ne amintim, posesia era a Buzăului. Moxen Baba Safari, dublă paradă. Echipele vor pierde posibilitatea unui timp de odihnă, care se desfășoară de jumătate de minut. Iată, Adomnică îi aruncă, dar Baba Safari. Botoșani, ambele extreme sunt eliberate. Moxen Baba Safari apără în fața lui Mihăilescu. Moxen Baba Safari apără și el această aruncă. Adomnică-i foarte bine pătrunde, dar aruncă în Moxen Baba Safari. Acolo 40 de secunde din meci. Trif pentru extremă și aruncare parată de Moxen Baba Safari. Buzăul este câștigătoare a acestui meci in extrem.